Dragii mei juniori, Berca, cea cu codița fără codiță și cu codița la jumate și acest cavaler Dumi. Dumi, vine la mama. Dumi a fost bolnăvior zilele astea, a vomitat, a avut diaree. Ne-am chinuit puțin cu el, dar na. Ce face Dumi? Ce face Berca? Ce fac frumosilor mama? Da? Da. Hai, s-au dus pe-n grădină, s-au jucat, au alergat. Azi s-a simțit mai bine și el. A început să mănânce de ieri câte un pic, i-am făcut un pic de orez ca să nu mai aibă diarie, i-am mai dat câte ceva și acum e mai binișor un pic, dar chiar s-a jucat astăzi și aia e Arsica, care e canișa mea. Dar ăștia sunt mititei, Arsica are 8 ani, dar ăștia sunt mici, dar au 4 luni, sunt frați, cei care mi-au fost dați în grădină. Da? S-au gândit să joace toți trei. Măi, iubirile mele, mă, lăsați-o pe... Măi, dar stai cu minte, că-i mamaita asta, ce ai? Ești nebun? Uite-mă la el, mă, lăsați-o, mă, pe fata mea, că-i bunică ta, ca să o luăm așa. Arsi, că vine la mama. Arsi? Când erau mititei, i-a luat, le-a arătat toată grădina, i-a făcut o primire frumoasă, Arsica mea, și acum ei o obosesc cu joaca cu ăștia. Arsica, dacă nu-ți place, vii la mama. E Naza aici care se răspește la ei. Naza, Naza! Stai cu minte, Naza! 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 Stai la locul tău! Naza are o castron cu mâncare acolo pe prinspă și e frică să nu se ducă cineva să-i mănânce mâncarea. Hai, Arsica, vii la mama. Domi, stai cu minte că asta e fata mea. E bunica ta, ca să zic așa. Domi... Băi, ce ai mă, sunteți nebuni, ce aveți? Ia treci la locul tău cât e ciufulesc acum. E ciufulesc acum, ce se întâmplă? Ei! Mă! Tu ești obraznică? Pumna pe băț acum. Ce se întâmplă cu tine? Naza, ce se întâmplă cu tine? Ești nervoasă? Păi nu trebuie să fii nervoasă, mă. Care e nervos să ducă să dea cu capul de șarampoiul ăla. Ai înțeles? Aici nu se poartă nervii. Cu nimeni, cu nimeni, că vă rup urechile la toți. Nervii nu se poartă aici, bine? Să fii calmă ca măta. Arsica e calmă, eu un câine calm, deștept, cu minte. Eu potolit pe ăștia doi, Naza. Ce fi zis? Ia treceți voi la locurile voastre. Ce aveți? Uite. Eu potolit de acum. Stau la umbricic acum. Dar fata e vrednică tare. Când aude un zgomot la vecin, imediat zici că-i săgeată. Jang, 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 jang. Ferească sfântul. În 2 secunde, 50 de metri, ea a terminat. Are o viteză, zici că pune frână la gard, să nu treacă dincolo. Băiatul nu e așa nervos, dar fata e mâncă scântei, mâncă foc. Da, așa e ea, nu? Că ei sunt gemeni, după cum am văzut noi. Da, ea este Berca și el este Dumi, care a fost bolnăvior și a revenit. Sper că își revine de acum, dar aș revine că a început să joace. Până acum a stat bleandă. Lasă-o mă pe babă în pace. Pe Arsica, e bunică ta, ce ai cu ea? E bunica ta, mă, e bunica ta. Corul moti, dar... Păi... Până acum s-o jucați, o, dar... Nu m-am gândit să-i filmez. Aici, că acum erau aici, acum erau în capul celălaltă vii. Băi, lasă furtunul de la mașină, nu mai rupi. Nu mai... trage cu dinții. Uite la el, mă.
Bă, le crește dinți acum, îi mănâncă gingiile. Orice ce rod, mi-au ros papucii, mi-au ros tăcinul rod. I-am dat câte un bețișor să roadă ca să nu mai mă nebunească de cap. Da. Da, câte un bețișor să roadă. Da. Păi cum? Păi de ce așa? Câte un bețișor, mă, să roadiți. Da, 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 da. Da, cum? A venit și tărtăcuța asta de... Cum îl cheamă? Ăla din junglă. Tarzan. Tarzan vine și mănâncă, bea apă. Doarme, pe unul îl prinde somnul, pe mărăcini, pe boscheț, pe... Și face câte un locușor așa, să fie... Și-l tipărește acolo, buruienile, să fie... Face un pătuț așa și să culcă bine acolo, nu? N-are nicio treabă. Azi am văzut, m-am dus la poartă să iau niște apă, pe lângă poartă, pe acolo am niște căldări cu apă. Și el își făcuse locușor acolo lângă poartă, tipărise niște ierburi și dormie pe el la soare. Băi, băiatule, băi, băiatule, asta-i țara ta, băi. Asta-i țara ta, băi. Da. Acum zici că să cumințănile pământului, uite cum stau. Lihniți acolo. Da, dar și după ce se odinesc, o rup de fugă cu 1000 la oră, așa. Zici că... Strechii. Apropo, știți ce e aia să strechii? Strechia se întâmplă de la căldură. Animalii strechii de căldură. Da. Mai lasă mâța, mă! Lasă mâța, am spus! Mă lăsați mâța! Mă! Mâța e șmecheră să suie pe stâlchi, pe colo, pe colo, unde nu pot câine să suie. Da, dar, na, ei au crescut împreună. Pisoiul, când era mic, era și căței mici. Deci ești cam de-o seamă, pisoiul mai mare un pic ca ei. Dar pisoiul a rămas mic, așa el. Așa-i făptura lui. Câinii fiind de talie mare au crescut. Dar îl chinuiesc rău pe Ivietul Motan. Îi spun, nu te mai duce cu ei, că din două, trei mișcări te-ai chinuit. Mă, lăsați Motanul în pace! Lăsați Motanul în pace! Lăsați Motanul în pace, mă! Naza! Berca! Vin aici! Berca! Bercuț! Șmechera de Bercuț cred că se duce pe dincolo. Da, Naza ține cu Motanul. Sare în ajutorul lui de acum. Uh-huh. Asta arsica, 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 arsica. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, mami, ține. Ține fata lui mama, ține fata lui mama, ține. Hmm? Ia uite, asta vine pe partea aia altă, cum am zis eu. Ai, de mine și de mine. Da, mă, da, mă. Hmm. Ei sunt alinarea mea. Care n-aveți câini, n-aveți pisică. Ei, stați cu minți! E foarte mare, cum să spun eu, foarte bine să ai câini sau pisică, pentru că dând cu mâna prin părul pisicii sau câinilui, pur și simplu mângâind-o, te deconectezi de greutăți. E destresant. Cea mai bună metodă destresantă. Și plus de asta, mai ales care are câinii, e foarte bine că îl mai scoate din casă, cei care stau la bloc. Vă scoate câinile din casă, nu mai. Și eu când stăteam la bloc tot la fel. Vreau, nu vreau, arsica mă scotea din casă, câinile te scoate din casă.